Ministrul de Finanțe al Franței în perioada 1661-1683 a devenit celebru pentru dorința sa de a face ordine în domeniul financiar și monetar. Pe plan intern a practicat intervenția masivă a statului pentru a edifica și întări industria. Despre impozitare spunea că este mai mult decât jumulirea unei gâște. Este arta de a obține cel mai mare număr de pene cu cel mai mic număr de țipete. Militarul francez a traversat cu abilitate momente critice din istoria țării sale și nu numai. A sprijinit războiul de independență al americanilor, dar și Revoluția franceză, în ciuda persecuției la care l-au supus iacobinii. Deși nu distingea roșul de verde, englezul a studiat afecțiunea care îi poartă astăzi numele. A conceput un nou sistem de filozofie chimică în care a întocmit o listă a maselor atomice pentru un important număr de elemente chimice raportate la masa hidrogenului. Lista lui a stat la baza realizării sistemului periodic al elementelor. Înainte de a se dedica activității politice care l-a consacrat în istoria României, tânărul moldovean a fost pasionat de dans și de arta culinară. Împreună cu Negruții a tipărit în 1841 o carte unicat pentru cultura română. 200 de rețete cercate, de bucate, prăjituri și alte trei gospodărești. Ion Ghica l-a perceput ca pe un amic sincer, leal, îndatoritor, totdeauna vesel și voios, totdeauna mulțumit cu puținul ce câștiga prin munca și talentul său. Caracter independent, nu s-a căciulit niciodată la nimeni, ura și disprețuia lipsa de demnitate și lingușirea. Modest până la a roși când auzea laude pentru scrierile lui, n-a bănuit niciodată că era un scriitor de mare talent. Chimistul rus a înțeles că întregul e mai mult decât suma părților, fundamentând teoria structurii chimice. Așa a descoperit izomerii. Filologul Vasluian se numără alături de Gheorghe Asachi printre pionierii pedagogiei din Moldova. A publicat prima gramatică din Moldova, dar și un manual de istorie. Ca profesor la prima școală publică în limba română de la Iași, primea 3.000 de lei anual, locuință în incinta școlii, lemne, câte 20 de lumânări pe an și câte o pâine și o oca de vin zilnic. Primului laureat Nobel pentru literatură i-a fost recunoscută arta lui poetică, vădind un alt idealism, perfecțiune artistică și o rară îmbinare dintre calitățile inimii și cele ale intelectului. După cedarea Basarabiei la sfârșitul lunii iunie și a Ardealului de Nord pe 30 august, regele și-a cedat și tronul în favoarea fiului său Mihai. Conducător al statului era însă Ion Antonescu. Considerat unul dintre cei mai importanți artiști japonezi și printre numele importante ale cinematografiei mondiale, regizorul nipon a fost recompensat cu numeroase distincții de-a lungul celor 5 decenii de carieră. A fost singurul cântăresc de operă care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări. În tinerețe a făcut mult sport, rămânând și la o vârstă înaintată pasionat de fotbal, tenis și călărie. Nu le vom ști niciodată pe toate, important este să înțelegem ceva din viața asta.